Salut, dar micuțul mi și bine v-am regăsit la un nou episod din Piste Calculatoare. În episodul ăsta vreau să fac ceva mai... Nu că e mai special, dar... Are legătură cu calculatorul, dar mai pe scurt sunt eu microfoane. Microfoane care aș vrea eu să mă și eu unul de aici. Dar uite, știa un avut de tehnică să mă dar mai întâi placa viță și după aia microfonul. Dar, episodul ăsta aici s-a făcut pentru cei care n-au microfoane atât de bune, care au microfoane la 15 și nu știu de ce nu se aud. Bun, hai să luăm întâi microfonul pe care l-am eu. Deci, dacă sunteți pe Skype cu prietenii sau cu iubita sau cu, mă știu eu, cine știe ce, cine, dar... nu vă auziți clar și buză e mai tare decât vorbiți voi. Vă recomand acest microfon, pe ăsta l-am și eu. Și bă, este surprinzător de bun. Adică puteți să vedeți și voi mă aud foarte bine, foarte tare. Acum l-am dat să mă aud mai tare. Da, cam așa este microfonul. Are suportul ăsta deja la el, în fel de gratuit și pentru prețul ăsta dată 58 de lei, na, cu microfonul ăsta poți să-ți încep și o carieră în YouTube. Așa am început cu un microfon la căști care s-auzea ca un căcat și după aia mi-am luat microfonul ăsta acum câteva luni, cred că a trecut un, nu, n-a trecut un an, dar sunt mulțumit de microfonul pe care l-am și în viitor vreau să mi-l schimb cu un avut tehnică sau ceva. Puteți să vedeți că fiecare comentariu este super pozitiv, adică la prețul ăsta sau de microfonul ăsta este opțional de bună. De bine, adică nu am găsit niciun defect. Mai buză e el, dar pana mea buză e puțin acolo. Dar uitați-vă și la preț 58 de lei, eu zic că își merge de bani. Bun. Hai să trecem la microfoane mult mai serioase. Aici deja o dăm în prețuri foarte, foarte mari. Adică... na. Până mea, uite microfonul ăsta. Mi-a plăcut... mi-a plăcut mie, dar n-are U. Probabil vedeți că scrie microfon bla bla bla. Dar n-are U. Ce înseamnă U? Ăla vine de la USB. Dacă n-are USB, microfonul ăsta nu merge pe USB. E logic. Îți trebuie una audio-tehnica. Și una, dacă lăsați microfon cu audio-tehnica, nu mai e treaba, frate. Da. Un audio-tehnica costă, cred că 15 milioane. Sau ceva de genul, dar costă mult, foarte mult. Dar m-am uitat la un review la microfonul ăsta. Are puțin buzăit pe fundal, dar probabil nu e foarte bun. Probabil nu era bun, nu erau bune sătările, dar microfonul ăsta mă duce cu gândul că, până mea, dacă ai cumpări o... stai mă, cum... accesoriu pentru microfon. Stai așa. Uite, dacă ai cumpări... unde era, mă? Cu accesoriu pentru microfon. What the fuck? Bă, ați înțeles voi. Chestia aia, mă, care vine... în dreptul microfonului. Uite asta, dacă i-a cumpărit s-a avea mult mai bine, mult, mult, mult mai bine. Și microfonul ăsta, deci vreau eu să-l cumpăr, dar v-am zis, acum nu prea am bani și na,
pentru să ne întâi o placă video. Cum microfonul ăsta este foarte bine din punctul meu de vedere, să dacă aveți ceva peste 50.000 de abonați, aveți microfonul ăsta, e foarte bun. Sau ceva pe audio-tehnica, deci audio-tehnica rupe oricând, la orice oră, USB-ul. Da? Sau dacă vreți ceva mai bun, vă recomand ăsta, AT2020. E foarte, foarte genial, e super tare, m-am uitat și la câți băi youtuberi care aveau microfonul ăsta și e foarte, foarte bun microfonul. E și cât de cât ieftin, 5 milioane, dar nu e pe USB, pentru că AT2020 mi se pare că nici nu se găsește pe USB. Sau toată seara din Autotehnica nu se găsește pe pe USB, cred. Și mai este microfonul ăsta care îmi place mie foarte mult, dar dacă l-aș avea pe ăsta aș fi cel mai fericit tubăr din lume. Până la o să merg un pe și eu, dar peste mulți ani, că eu nu o să mă las vreodată de YouTube, pentru că asta e tot ce pot să fac, YouTube-ul. Deja, ce v-aș recomanda eu, pentru că am văzut, de fapt, n-am văzut, am auzit, AT2050 și AT2020. Păi le-am auzit în urechi, în urechile mele le-am auzit, că dar nu le auzeam în ochii mei. Și de aici chiar nu mai știu cum vine treaba cu microfonul ăsta. Deci chiar nu le știu pe asta. Nu știu cum se aud și până mai nu vreau să recomand ceva care să nu fie bun, dar nu văd ce căcat n-ar fi bun la un microfon de 30 de milioane. Deci, ce aș recomanda eu pentru început ar fi microfonul ăla pe care l-am eu, Somic, la 58 de lei, sau dacă vreți ceva mai bun și într-adevăr aveți bani, vă recomand AT2020. Și stand de înregistrare vocală, interfața audio. Băi, ești nebun? Ori ăsta, bă, nu ăsta, că ăsta e pe USB, ori AT2020, ori ăsta, unde e, mă? AT2050 ăsta. Păi cam atât ar fi cu microfoanele. Ia stai, poate mai găsim ceva pe aici, dar nu cred. Deci niciodată să nu vă luați microfoane vocale. Niciodată vocal. Pentru că vocal ce înseamnă? Vocal, cu vocalul se aude tot din cameră. Dar dacă e un microfon de studio, nu știu cum reușește, de-aia acoperă cam tot zgomotul din cameră. Bine, nu-l acoperă de tot, dar reduce, ca să zic așa. Microfonele astea de studio sunt chiar bune și dacă vreți să vă cumpărați un microfon de YouTube, nu vă recomand microfon vocal ca al meu. Bun, cel mai e bun la început, când aveți maxim până în 15.000 de abonați, microfonul meu e chiar bun pentru suma aia, dar după aceea mă faceți un upgrade la microfon de studio și vă doare la banană, ca să zic mai române, mai pe românește, și na, interfețe audio. Ia să vedem.
Voi zubi. Buona pironiță asta, dar... V-am zis. Deci... ăsta... microfon pe interfață e mai bun decât pe USB. Acum ce vreți, vă să alegeți, e treaba voastră, dar eu v-am zis din punctul meu de vedere ce e mai bun. Da? Deci, între când începeți YouTube până la 15.000 de abonați, vă recomand, microfonul meu e unul foarte bun. Din punctul meu de vedere, acum altora poate nu le place microfonul meu. După aia un microfon de studio, un AT2020 sau al albul pe care l-am mai zis cea cu B, nu mai știu numele, sau AT2050. Astea sunt microfoanele care le-am auzit și m-au lăsat cu gura căscată. Acum e pentru alegerea voastră. Eu sper că v-am ajutat și până data viitoare v-am sănătate. Pa, pa!